Am remarcat tot felul de problemuțe în interiorul sălilor. Probabil de unele știi, la unele nu s-a ajuns. Da. Cred că sunteți depășiți. Problema de număr de oameni, e problema de... Problema de oameni și... Acum nu poți să stai după fiecare client, dacă vine să lasă discul pe perete, tu practic ai dat cu lavabilă o zi înainte, la a doua zi ți-a lăsat discul. Sau... Da. Asta e o problemă. O altă problemă mi-a dat mari emoții. Când am plecat de la Coloseu, mi-era să ne zdrobească aparatul ăla. Ce știi de el? Care a căzut din Macara? Da, s-a înclinat paletul, n-au legat bine Kinga și a căzut. A cui a fost vina? A celor care a legat paletul. Ce știi de aparatul ăla? Am înțeles că e ok, funcționează. Doar s-a îndoit un pic. S-a îndoit? Da. Îl lua să-l schimbe sau ce-i fac? Probabil îl recondiționează și... Da? O să-l aducă înapoi. Totodată trebuie să menționez că sunt și multe lucruri faine pe care le-am văzut. Am apreciat că te-ai mișcat atunci imediat și ne-ai luat, hai să mergem să facem chiveta, aveai piesa la tine, nu știu de unde da, ai scos-o. Sunt priorități care nu le poți lăsa, gen inundații. Da. Alea sunt urgențe. Apreciem faptul că de multe ori te implici poate mai mult la job decât acasă la anumite chestii și poate câteodată stai mai mult la job. Asta nu face oricine. Nu face chiar oricine, că știm bine că nu face oricine treaba asta. Aș vrea să spun că am hotărât că după ce am văzut implicarea asta a ta, am realizat-o, de fapt, că eu știam, dar nu realizam că e atât de în focuri mereu. Am hotărât să facem o creștere salarială. Mulțumesc. Să fie o creștere salarială cu 15%. Ești cu adevărat un om de bază. Îmi dau toată silința. Poate și din punctul nostru de vedere va trebui să tratăm puțin diferit odată cu extinderea tot ce înseamnă capitolul mentenanță. Însă vreau să-ți mulțumim cumva pe lângă toată treaba asta. Să-ți oferim așa un... Ce vreau să-ți oferi asta? Mulțumesc. Mulțumesc. Îți ofer din partea mea un voucher de 2000 de euro.